Avem în fața noastră o altă soră care astăzi Domnul a chemat-o la vindecare și care Domnul a făcut o lucrare deosebită în viața ei. Spune, soră, de câți ani ești bolnavă? De 4 ani m-a diagnosticat cu ciroză hepatică. Acum, ultimul timp, când am fost 3 luni, mi-au spus că a apărut și un hemangion, deci s-a întins boala și atâta dorință am avut și atât am vrut, am zis, Doamne, dacă Tu mă vindești, voi mărturisi, Doamne Iisuse, dragi și scump, oriunde. Și atât am dorit să vin, să găsesc, Doamne, ceea ce de atâta timp te-am rugat. Și, Doamne Iisuse, Tu ai adus această zi minunată și binecuvântată de Tine când Te-ai atins de mine, Doamne. Am simțit, Doamne, cum Tu ai lucrat înăuntrul meu, așa mi se făcea, Doamne, și am simțit eliberare. Slavă Îți Domnului! Mulțumesc, Slavă Iisuse, Domnului, soră! Burta ta era tare, era întărită. Burta, da, mai mult aici era... Simțeai așa ca o piatră, da, ca o petroi. Și acum poți să apeși, mai simți? Da. Slavă Domnului, s-o eliberat. Îi dau slavă Domnului, mulțumesc, câte zile voi avea. Domnul s-a atins de ciroza de la ficat. Domnul ți-a dat un ficat sănătos. Slavă. Să mulțumești Domnului că de azi înainte te-a lăsat mamă la copii și soție la soț. Pentru că rănile lui Iisus Hristos vindecă orice boală. Slavă Domnului, Doamne, slavă Domnului. Mă bucur că Domnul s-a atins de tine. Amin, amin. Fiți binecuvântat.